De artizana, ceramică pictată, coșuri din nuiele, articole de factură religioasă, obiecte vestimentare de inspirație populară sau de uscaznic și gospodăresc, haine din piele și blană, ii din fibre naturale, miere de la un producător local și, nu în ultimul rând, produse de alegurii specifice bucătăriei ardelene și ungurești. Ediția de anul acesta a Târgului de Sfântă Mărie reunește producători apreciați din mai toate colțurile țării, care trag speranță ca vremea să țină cu ei și să-i scoată pe giurgiuveni din case. De unde veniți? Din Argeș. E la Giurgiu? Este foarte bine, foarte frumos. Suntem pentru a treia oară când venim la Giurgiu. Oamenii foarte cum se cade, încântați de produse, ce să vă spun. Da. În vânzarea merge cât de cât? Da. Avem mai mult in, bumbac, ei. Înainte făceam de mână, dar sunt foarte scumpe și acum se fac la mașină. Și facem cu o firmă pentru Anglia, sunt alea, în colaborare și foarte puțin aducem, băgăm și pe piață. Modelele ni le alegem noi, la anul o să avem din astea alte modele, alte cusături. De unde veniți? Bună ziua, de la Corunt, Harghita. Cum merge vânzarea la Giurgiu? Merge, așa. Dacă nu plouă și vine lumea, mai merge. Cât costă un coș din acest? Modelul ăsta e 20 de lei. Și cât vă ia să-l faci? 3, 4, 5 ore. Și la această ediție, organizatorii și-au propus să atragă toate categoriile de vizitatori, de la cei mici până la cei maturi. Avem produse diversificate, provenind din mai multe zone ale țării și încercăm să oferim giurgiuvenilor un bun prilej de a se relaxa, a se distra și de a ieși din casă. Târgul este deschis până miercuri inclusiv.